Vorbeam despre argintul viu, domnule Cica, cine mai puteți spune ca mod în care funcționează până la urmă, pe ce principiu? Argintul viu este replica energetică, matricea energetică a Mercurului. Se găsește și se lăsluiește în Pământ, în matricea energetică a Pământului. Este o energie foarte ușor de manipulat, foarte ușor de nu trimis, implementat. Nu poți să trimiți ca pe un SMS. Ai nevoie de un suport material. Ca orice energie densă, are nevoie de un CD pe care să fie înregistrat și care să ajungă în laptopul destinatarului. Se informează, se poate informa această energie, să livrează pur și simplu ca atare sau să informează ca orice energie cu informații. Unde să ducă și ce să facă. Informațiile sunt foarte, foarte simple. Acum, eu aș vrea să îmi păstrez bunul simț și nivelul ingineresc. Sincer să fiu, habar n-am dacă există sau nu, dar am constatat că prostata este blocată și se inflamează fără motiv la bărbați tineri. Da? Nu trece cu nimic. Da? Sau trompele uterine se blochează și doare rău de tot și se inflamează fără motiv, fără să fie infecții și nu trece cu nimic. Atunci mă pot gândi la o altă alternativă. Atunci, preventiv. Pentru că la fel cum se manipulează ușor, la fel de ușor să curăță și să trimite. Nu este un efort deosebit, trebuie doar să fii atent, să ai niște mănuși, da? Glumesc, nu este vorba de mănuși, ca și când manipulezi substanțe toxice. Și să ai grijă să te cureți energetic, să te speli după manipulare. Sunt două metode, cel puțin eu folosesc două metode, mai sunt și de scântece călugărești, descântece din bătrâni. Bunica mea era, se pare, o expertă în descântat de argint viu. Se pare că am un trecut de acest gen. Și eu cum folosesc? Repet, s-ar putea să nu fie nimic. S-ar putea ca eu ce fac să fie placebo. Posibil. Nici nu mă interesează, pentru că nu sunt un mare studiator și analizator a argintului viu și a energiilor dense și toxice, care sunt peste tot în jurul nostru, fie în matricea Pământului, fie pe Pământul dens al nostru. Fie transform omul într-un fel de siringă și împing, folosind palmele, respirația, privirea, intenția, împing această energie densă, care oricum nu rezonează și n-are ce căuta în om, mai ales că se depozitează în jurul chakrei 1-2, da? Este o energie densă, și o împing prin chakrele tălpilor, pe care le deschid, fac împământarea, fac de câteva ori acest procedeu și apoi resturile care mai sunt, le adun la propriu cu degetele, le drenez și le pun la propriu într-un par cu apă. Am grijă unde arunc parul cu apă. Ingrid? Da. Ce mai putem spune despre foarte multe și despre printre care că există foarte multe lucruri printre care faptul că există plumbul viu, arsenicul viu, argintul viu. Ce sunt toate acestea? Sunt vehicule. Singurul vehicul de care are o vrăjitoare nevoie e elementul în sine și destinația. Vine demonul și prin substanța astrală duce de aici până la New York argintul viu, de aici până în Alaska. Am avut ocazia să mă aflu într-o casă cu un părinte pe care îl salut pe această cale, părintele Mihail. Era imposibil să țină slujba. Circulau demoni și săgeata argintie prin toată casa, ajungând în persoană. Un cățel tremura într-un colț al camerei ca varga și multe alte fenomene. Argintul viu este mercurul însuflețit. În el intră, în acest mercur element organic, intră un spirit malefic. Omul are în el tot un spirit. Noi suntem însuflețiți de spirite. Orice lucru poate să devină un vehicul, un organism.
Orice suport organic și anorganic. De ce spun asta? Există un film celebru, Annabelle, cu o păpușă posedată. Da. Păpușa se află la un muzeu din New York. Un spirit a hotărât că vrea să se lăjluiască într-un astfel de trup. Sunt spirite care, repet, am spus-o și în alte emisiuni, văzduhul e plin de miriade de suflete, de spirite care își revendică din nou dreptul la existența fizică, pentru că ele pot face totuși mult mai mult rău, având trinitatea, având toate trupurile. Dacă nu l-au și pe cel fizic, nu pot totuși să comită să fac atâtea rele câte fac fără trup. Gândește-te, devine lider. Devine un lider. Un om care e locuit de o entitate malefică devine un lider în sport, în, da, atrage foarte mulți susținători, fani, îl urmează. În muzică au fost cazuri celebre cu texte scrise în alb. Știi, nu? Texte scrise în alb. Pe subliminal textul avea chemări și induceri ce să facă spectatorii malefic. Și telespectatorii. Droghează-te, 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 faia, faia. Texte în subliminal, da? Iată de ce spiritelor de acest gen le este mai mult decât necesar un vehicul. Vrăjitoarea invocă diversele duhuri întunecate din ape, din, de ori și unde, din văzduh, terestre, intraterestre sau supraterestre. Întotdeauna se vor oferi nu știu câți. Intră în acest suport fizic, în acest suport organic, mercurul, care din clipa aceea nu mai este doar un suport organic pur și simplu dezinformat, devine un vehicul informat. Și se numește mercur, se numește argint viu. În el este un spirit, o forță. Demonul ia frumos, am avut cazuri în care, spre exemplu, te poți trezi cu șaluri, o bluză de training, te poți trezi cu diverse obiecte în șifonier care nu sunt ale tale. Zici, măi, dar de unde e? Cu argintul viu în el se poate trezi omul. Vorba domnului Cica, se scoate foarte ușor, e vestea bună. Ceea ce a fost algoritmat va fi dezalgoritmat. Și iese din nou, pentru că trăim într-o lume a cuvântului. Să nu uităm ce face vrăjitoarea pe negativ, orice alt om dorește lumina, o face pe pozitiv. Trebuie să opui o forță, spuneam și în emisiunea de rândul trecut, cel puțin egală cu cea care a fost implementată în algoritmul, da? Vrăjitoarea vine, algoritmează suportul organic într-un anumit fel, spune un descântec malefic, da? În timp ce toarnă, cum spun vrăjitoarele, argintul viu, da? Tu poți să fii la New York. Poți să fii unde vrei tu și pe altă planetă. Demonul circulă și intergalactic. Nici o problemă. În momentul în care afli, e necesară o dezalgoritmare. Da? Rugăciunea este un algoritm benefic. Descântecul de acest gen este un descântec malefic. Algoritmarea malefică a suportului organic numit mercur. Care prin algoritmare înseamnă invocarea unor forțe care vin, pentru că ele aud, vin și intră acolo, slujesc vrăjitoarei. Au nevoie să-și facă mendrele pe pământ ca să mai ia niște grade în anticeruri. Pentru că și demonii aia mici tind să devină demoni mai mari, mai mari, mai mari, mai mari, conducători de legiuni și așa mai departe. Au nevoie de merite în fața conducătorilor dimensiunilor, pentru că avem în anticeruri mai multe dimensiuni ale iadului. Da, avem marea clasă, prima clasă și cea mai pe, cu care aproape nu există om să nu aibă de-a face, șerpiile și scorpiile. De la căpetenii în jos vorbim de cutremure, vorbim de războaie, vorbim de legiuni, vorbim schizofrenie și așa mai departe. În epilepsie, în schizofrenie, vorbim de legiuni. În cutremure de căpetenii și căpeteniile astea sunt așa numiți dragoni, spre exemplu, cu care părintele Argatu a avut de-a face și a văzut la Cernica un astfel de balaur, cum îi spunea părintele Argatu. E istorie istoria e celebră cu balaurul văzut de părintele la Cernica, care a trecut și a dărâmat toate gardurile și a intrat în apa de acolo unde e plin de broscuțe, cine știe apa de la Cernica. Nu e atât de complicat pe cât pare. Dacă ai cunoaștere, dacă ai și merite, dacă ai și intenția și voința de a trăi în lumină, o să-ți pară tot o istorie și o poveste neinteresantă și chiar plictisitoare, pentru că în drumul către lumină sunt atâtea lucruri frumoase de făcut. Răul acesta, până la urmă, încurcă foarte multe, foarte multe alte lucruri frumoase pe care le-am putea face și vrăjitoarele, dacă ne ascultă, că știu că ne ascultă, să se mai gândească dacă n-ar vrea dintr-un sfânt ciprian, dintr-un vrăjitor ciprian să se transforme într-un sfânt ciprian, că și viața lor și viața celor a căror viață o influențează ar fi mult mai frumoasă. Bun, în zona aceasta ce terapie avem? Destule.
Avem multe terapii. V-am spus două. Transform omul într-o seringă și împing cu palmele, cu respirația și cu privirea. Îl pot implica și pe pacient dacă pot să lucrez cu el. De obicei, implicațiile sunt ușor de făcut și atunci lucrăm amândoi. Este foarte bine să implici clientul, pacientul, pentru că nu e așa, îi se datorează beleaua și atunci împing această energie în pământ. Plus minus, dezalcoolizarea, adică spun eu algoritm de tip rugăciune, sunt un pic deosebite, prin care cu un program șterg programul tip virus implementat în această energie. Încă o dată, argintul viu este o energie condensată. Da? Posibil, o energie condensată algoritmată negativ, algoritmată malefic, într-adevăr, conține duhuri necurate, entități negative, entități malefice, nu foarte mari, mai micuțe, din ăștia soldăței. Da. Îmi cer scuze, da. Revenim după publicitate cu subiectul emisiunii. Am revenit să continuăm, vorbeam despre aceste manifestări destul de violente, se pare, ale acestor atacuri. Argintul viu, victimele lui, se pare că atunci când ești victima unor astfel de farmece, ești copleșit de necazuri, spuneați, inexplicabil. Da, inexplicabile și simptome foarte clare. Stări inexplicabile de greață, de vomă, de dureri abdominale în abdomenul inferior, blocaje urinare, blocaje la urinare și la femei și la bărbați, simptome de cistită la doamne, fără să fie niciun fel de infecție bacteriană, toate sunt acute. Toate sunt acute. Aici, fiindcă tema este și blestemele, magia acționează sub formă acută, da? Iar blestemul este la lung, este cronic. Îți invadează viața, aproape că te-ai obișnuit cu necazul, poate nici nu-l mai consideri. Dacă nu vine cineva să spună, s-ar putea să ai un blestem de neam în familie, nici nu te prinzi. Mai ales că avem zicala românească, domnule, îmi duc crucea, ce să fac? Și asta este, la omul sărac nici boii nu-i trag și avem tot felul de zicale triste, da? De fetiste, așa, de abandon. Eu sunt încă tânăr și neliniștit și nu doresc să sfătuiesc pe nimeni să abandoneze, pentru că întotdeauna there is still hope, întotdeauna există speranță, și am văzut de prea multe ori, prea puține ori, aș fi dorit să am mai mult acest privilegiu, cum în ultimele secunde de viață un om saltă două ceruri. În ultimele 2-3 secunde este esențial. Dar să revenim la simptome și la alte metode de vrăjitorie, de magie. V-aș aminti unul foarte drăguț pe care l-am încercat pe mine eu. Sunt dopurile energetice. Nu este vorba nici de o energie din exterior, este propria mea energie. Știm, am aflat prima dată de biluțele energetice când după Revoluție am început să studiem Qigong-ul. Foarte vechi, chinezesc. Între timp am mai învățat metode similare. Bun. Deci, pur și simplu, în ce constau? În ce constau? Energie condensată proprie a omului. Pot să dau un exemplu pe mine? Da? Pe mine. Am mâncat ceva nepotrivit, urma o ședință de vreo 4 ore, nu puteam să ies. Nu puteam să părăsesc ședința, da? O mie de oameni. Și înainte de începerea coloviului ședinței, m-am hotărât să-mi blochez colonul.
Și mi-am făcut cu mânuțele și, și respirație, dar în principiu eu mi-am făcut un, mi-am condensat un mic spațiu de energie condensată pe care mi l-am introdus cu palmele pur și simplu în coloană. N-am mai avut nicio problemă. S-a terminat, n-am avut nicio senzație. Problema este că a doua zi nu s-a întâmplat nimic. Am început să mă simt pe invers, adică mai constipat și cu durere. Și mi-am adus aminte că eu m-am făcut pe mine, mă, mi-am pus dopul, l-am dizolvat foarte simplu, cum l-am făcut, se face foarte ușor. Se face foarte ușor și lucrurile au redevenit la normal. Problema este când îți face cineva un asemenea dop de energie condensată și îți blochează o chakra. Sau îți blochează un circuit principal energetic, un meridian energetic. Atunci se întrerupe fluxul de energie vitală firesc și apar perturbări în zona blocată. Alte metode? Alte metode, eu vă spun din cele des întâlnite, aproape triviale, sunt energiile de tip laser. Energiile de tip laser apar în al treilea ochi al clarvăzătorului sau pot să fie detectate cu mijloace radiestezice, cu ansa, cu pendulul sau cei care au palmele sensibile, pur și simplu simt obiectul în palmă la propriu sub formă de senzații, de înțepături de răceală. Sunt energii fusiforme, foarte condensate, foarte concentrate. Energii care îți fac rău? Da, sigur că da, provoacă dureri. Și cum sunt antrenate? Ca niște săgeți. Sunt transmise fie prin palme, fie prin puterea gândului, prin mentalizare. Deci, practic, niște săgeți energetice. Niște săgeți energetice, da? Și efect, adică ce... Care se manifestă da? Forma... Sunt foarte condensate. Durere, mai ține minte durerea din omoplaț, o durere punctuală deci, care apare din ani. Ascuțit ceva. Da, au... ceva foarte ascuțit, da. Doare foarte dar tare. Dar nu este ceva atât de grav precum farmece. Nu, nu. Nu. Este un act de magie. Act de magie. Dar nu te lasă nici să respiri bine. De exemplu, un exemplu este ca și efect apare o nevralgie. Se manifestă ca o nevralgie, o foarte durere puternică, acută, pe anumite da. Părți ale capului, depinde unde este nevralgie trimisă. Nevralgie de trigemeni. Sau de diafragmă, în momentul în care e țintită chakra patra. Da? Se manifestă ca un spasm foarte ascuțit. Lucrurile sunt penibil de simple. O înjurătură spusă cu patos în gând și însoțită de o privire rea de ochi. Bun. De ochi aș vrea să vorbim, Ingrid. Ce putem spune despre de ochi? De ochi înseamnă de suflet. Prin ochi, de ochi. Făcut de ochi. De. Nu de gură, nu de minte. Făcut de ochi. Că de aici vine. De ochi. Numai că acest de ochi este o întâlnire între minte, suflet și capacitatea acestor două chakre principale și deloc secundare de a transmite energia celorlalte structuri. De ochiul este ceea ce se face prin ochi, de ochi, este ceea ce iese din lăuntru omului, tot ce iese din mental, din suflet, din de ochi, e cel mai periculos de ochiul. Da. Vreau să spun un lucru, sunt oameni care au așa o capacitate de a implementa aproape instantaneu o sancțiune karmică unui alt individ uman sau non-uman, astfel încât pot fi sfătuiți tu să nu te superi niciodată pe un om și apoi imediat să privești din pământ că îl poți omorâ. I-ai luat ciul prin privire și i-ai dus tot ciul în pământ. Sunt oameni care sunt sfătuiți când te superi pe cineva să nu privești imediat în pământ după ce l-ai privit în ochi. Înțelegi? Acela care se supără poate face o captură instantanee de suflet a celelalte persoane prin de ochi, prin ochi și dacă îi trimite direct în pământ l-a terminat, l-a îngropat. De ochi. Acest de ochi prin ochi este foarte puternic și nu e neapărat ca acela să știe ce face. Că aici e cel mai rău, că nu știe ce face. Sunt oameni, marea majoritate a unor pot de ochia. Pentru energia sufletului care... există în fiecare dintre noi un mare învățător, un mare înțelept care știe absolut totul.
spiritul. Cu cât o ființă umană are o conexiune mai profundă cu propriul său spirit, chiar dacă nu se decodifică în mentalul conștient, el va ști să facă lucruri fără să știe că știe. Da? Eu personal am întâlnit de-a lungul anilor foarte multe persoane care aveau capacități extrasenzoriale deosebite. Nici nu știa, nici nu bănuiau. Dar conexiunea pe subliminal, deci deloc conștient, subconștient, spirit, sine inferior, din păcate, că lucrurile acestea nu sunt făcute prin sinele superior, da? Era atât de puternică, intensă, foștii vrăjitori din alte vieți. Nu prea au voie să supere pe oameni. Nu prea au voie să supere, așa, o simplă privire și... Și cel să scurge. Da, la propriu. La propriu, și, da? Și la de ochi, adică se și spune că un simptom des întâlnit este simt că mă scurg, leșin, nu mai am forță, trebuie să mă așez pe scaun, exact cum spunea Ingrid. Pentru că acea privire numai că face captură, dar sparge și câmpul. Sparge câmpurile și devii cum e... Bine, de ochiul de fapt este o formă foarte ușoară a celor despre care am vorbit mai devreme, pentru că el practic imediat, dacă spui câteva rugăciuni, nu mai ești victima lui. Este o formă mai ușoară. În orice și în făcături, dacă începi cu rugăciuni de la primele cuvinte... Începe și se închide canalul. Se închide canalul. Vreau să ating un subiect, să-l reating dacă îmi dai voie. Sunt oameni care merg la slujbe de masă și la degeaba, am spus și în altă emisiune. Azi am avut o discuție cu o doamnă care nu înțelegea. În sfârșit și-a dat seama, l-am dat al vieții după 7 ani de zile, în care s-a rugat, a fost și la Ierusalim de nu știu câte ori și avea acum câteva luni să aibă iluminarea că avea o cală și un trandafir în casă făcute de vrăjitoare și alea îi luau totul. Nu mai stați cu portalurile în casă prin care intră demonii. Portaluri. Da, și dacă arunci obiectele care sunt portaluri și nu ți s-a șters programul, tot rămâi victima lui. În momentul în care arunci ceva, cum ziceau bătrânii, expresie din popor, să spurci acel lucru, pentru că degeaba îl arunci nedezalgoritmat. Poți să-l duci și la Tel Aviv, că el rămâne algoritmat. Deci tu poți să iei cala și trandafirul, să o duci la Tel Aviv, el rămâne nedezalgoritmat. Deci face mentrele și de la distanță, pentru că, exact cum în anumite științe spirituale, există simboluri de șuntare a spațiului și timpului, astfel încât energia să ajungă instantaneu. Ei bine, lucrurile acestea sunt cunoscute și de către partea întunecată, întunecată înțelepciune, nu? Și luminată înțelepciune. Tot ce știe lumina, știe și întunericul. Ce face diferența între lumină și întuneric este intenția și voința, sensul în care sunt folosite. Exemplu, în creștinism și în orice formă de religie, folosim crucea, cum se folosește normal, în satanism e folosită invers. Tot ce știe lumina știe și întunericul, numai că folosește pe invers. Am mai spus-o și în alte emisiuni, este considerat anume în școlile ezoterice inițiatice, în școlile misterelor și așa mai departe, că după Dumnezeu cel mai mare medic este reprezentantul întunericului. Știe totul despre ființele întrupate, despre absolut toate ființele, pentru că avea trup nu înseamnă doar trup de carne și sânge, poți să ai trup vegetal, mineral, poți să ai trup organic cum e mercurul, e un trup, e un vehicul pentru cine vrea să-l locuiască și să... Niște piciorușe nevăzute fac argintul la vir să ajungă în persoana unde este, da? Deci Ruxandra prin piciorușe nevăzute spre Ingrid, argintul viu totuși poate ajunge la noi. Știi așa ușor, da? Stau departe. Și e ca Miria Podă, se grăbește la destinație, da? Bun. Pentru că acolo intră ceva care dă viață acelui suport organic, da? Da, din păcate, da. Mi-aș dori tare mult un lucru, să încercăm să nu mai fim copii. Da. Haideți să dăm și câteva metode prin care putem totuși să începem să lucrăm oarecum cu aceste lucruri. Se pare că sunt anumite momente în care este foarte bine să propice, de fapt, dezlegărilor. Când se deschid cerurile. Da, ne putem folosi de momente speciale în an. Ne putem, de exemplu, folosi de momentele în care luna este plină, pentru a scăpa de anumite obiceiuri și așa mai departe, pentru purificare, eliberare. Oricum, ritualurile de lună plină sunt foarte benefice, dar cu atât mai mult dacă avem acest gen de legături sau atac
miercuri sunt foarte bine venite aceste ritualuri pe lună plină. Știu că în anumite emisiuni e un ritual foarte simplu, pur și simplu scrii pe un suport de hârtie, bine, dăm ceva foarte simplu de făcut. Toate problemele care te deranjează și poți arde hârtia sau o poți îngropa undeva. Sunt mai multe modalități prin care putem, o putem tăia în bucățele și împrăștia afară, în aer și așa mai departe. Ideea este ce oferă ritual? Oferă un sens, de fapt, un sens pentru a se întâmpla ceva. E suportul unei intenții, deci omul are nevoie să vadă, da? Că se întâmplă ceva. Și cu adevărat se întâmplă ceva, pentru că luna plină este un catalizator foarte puternic în zona purificării, așa cum luna plină este benefică pentru a crește, deci pentru noul început. Da? Deci în momentul în care căpătăm sens, cu acest, facem sens în intenția noastră cu aceste ritualuri, putem degaja mult mai ușor, poate 100% sau în mare parte, aceste încărcări energetice nedorite, da? Aceste daruri primite. Da, eu consider că cele mai puternice conexiuni cu Universul și Lumina Divină trebuie făcută exact prin trimiși și cei mai explicit trimiși. Eu așa cred că cel mai bine este când ai o problemă să te adresezi Sfinților, Domnului Iisus Hristos, Maicii Domnului. Personal nu aș apela la o planetă despre care încă nu se știe dacă e artificială sau naturală, eu personal. Și care are influențe, adică încă necunoscută. Luna, ce te referi? Luna. Și care are influențe încă nebănuite. Nebănuite, ea fiind, se pare, locuită în interior. Se pare de către cine? Se pare. Sunt atâtea texte, cărți și așa mai departe scrise pe această temă, filmări pe partea ascunsă a lunii de către NASA, NSA și nu numai, care au scăpat la un moment dat și am mai văzut, nu? Că e mare agitație acolo. Mai știu ce direct la Iisus Hristos, care poate să-i spună și lunii și soarelui, tu să nu mai lumineze acum. Sau da. Eu așa aș proceda, m-aș duce acolo unde lucrurile pot rămâne de nezruncinat, unde dacă cer ajutor, eu, dacă își cer ție ajutorul să îmi repari un camion care a rămas pe stradă, s-ar putea să nu te mai ridici, nu? Că nu faci lucrul ăsta în fiecare zi. Îl chem pe unul care o face întotdeauna, nu? Înțelegi ce vreau să spun? Un mecanic. Înțeleg, dar care are și planetele o influență, da? Foarte are mare asupra destinelor. Știi? Da, da, influențele astea sunt diverse și accesează subconștientul în sensuri greu de bănuit, luna. Pentru că adevărata intenția unui spirit, știi bine, nu e conștientă. Sunt oameni care întreabă, domne, m-am rugat toată viața